Doresc să felicit organizația umanitară Concordia pentru activitatea remarcabilă în domeniul serviciilor sociale, o activitate de peste 25 de ani care astăzi este încununată de succes pentru că intrați sub patronajul înalt al Casei Regale. În al doilea rând, vreau să fac un apel la mediul privat, pentru că eu consider că integrarea conceptului responsabilității sociale în luarea deciziilor în mediul privat va avea un efect pozitiv asupra întregii societăți. Pentru că o societate puternică și prosperă, indiferent de cât de mare este creșterea economică, performanțele economice trebuie să lupte pentru a reduce inegalitățile sociale și pentru a combate activ sărăcia. Și aici rolul organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor precum este Organizația Umanitară Concordia și multe altele, dar și cu sprijinul mediului privat, va conduce la o societate inclusivă, pentru că domeniul serviciilor sociale este o componentă importantă.